Bună ziua, oameni buni! Eu sunt Adrian și bine v-am găsit la un nou episod de Sam pe serverul de Bizon. Am făcut ieri acel gameplay unde am fost la war-uri, am supravegheat suspecții de coduri și așa, și am văzut că chiar v-a plăcut acel episod și că mai vreți, mi-a șerut în secțiunea de comments acolo. Da, se pare că ăsta are troll, dar o să-l prind după aceea când o să mă intre. Nu am cheat, deci așa. O să stau astăzi din nou pe suspecții de coduri, la war-uri, dar stați puțin să văd dacă mai intră ăsta, nu am cheat. Sau, doamne, cum îl chema. Așa, 541. IT nu am, așa, bun, Recon 400. Cum era, 400? 541. Care va pe 541. Bă, parcă trage. Mă pun eu. Da, nu are nimica. Trage cu rifle-ul. Sper să prind așa o sancțiune în episodul de astăzi. E cam greu la war-uri să-ți dai seama dacă are cineva aim sau nu, recoil, dacă nu iei la teste și așa. Deci fără să iei la teste e destul de greu să-i depistezi. Dar totuși vom încerca astăzi. Deocamdată suntem 1, 2, 3, 4 admin care se ocupă de war-uri, pentru că nu știu ce fac ceilalți. Mă rog. Sunt mulți care dau reporturi. Bă, ce dracu faceți de nu vă ocupați? Bă, ce... vă faceți odată și voi treaba de admin sau nu știu, de ce ați primit funcția asta, v-ați primit-o degeaba. Căcaturi de-astea de reporturi aiurea, mă rog. Ei bine, dacă nu știți cu ce să mănâncă această funcție, o să vă rog să nu mai comentați aiurea. Pentru că noi ne străduim aici să căutăm codați și așa. Voi nu știți, pe voi vă doare în cur. Dacă vă omoare cineva, gata, dați report. O, m-a omorât! Și plângeți. Există și noroc aici, nu numai că are M-Bot, are căcat V2, V3, V4. Da, ăsta nu are nimica. Se chinuie să tragă. Hai să vedem altcineva. Ignorați warning-urile acestea deoarece este bug la anti-cheat. Astăzi a făcut un spam ca dracu. Nu am, ia mai intrat, ăsta nu a intrat. Recon Itani, care fac pe 42. Mă pun eu. Nici ăsta n-are nimica. Adică se vede că nu-i stare. Ratează, se chinuie să pună ținta bine pe jucători încât să poată să-i nimerească. Că totuși e destul de greu să tragi cu rifle-ul. Haideți că mă pun și pe 2-1-8. Nikon 2-1-8. Țineți minte că e bugăs. Da. Care va pe 2-1-8. Stau eu. Asta ieri a luat ban, dar a luat unban pentru că pentru motiv, nu mai știu, aimbot sau nu recoil, aimbot, da. Dar a luat unban, totuși, cred că are vreo V2 sau V3. Nu are nimic. Hai mă, trage în ăsta.
Da, nici ăsta nu are nimica. Ieri am înțeles că la al doilea War parcă sau al treilea avea în jur de 30 ceva în 2. Deci rupea. Ia uite, bă, cum se luptă. Ăla e în afara tărfile acolo. Să dau un tog la... Stați așa, 2-1-8. Tog. News și la... Așa, și la asta. Recon 218. Stau puțin pe el. 254. Ăsta nu e game, ce și n-are adicțul smurge așa pentru că e jucător vechi și Itani Silent Hand 165 care asta. Se vede că ratează. Care va pe 465, 465 era, nu? 465. Mă pun eu. E pe 465. Clar, a luat crash, bravo, mă! Ripuț, să vedem ce mai e pe aici așa. Clar, crash. E pe 364. Care va pe 364. Ia un berit ăsta, hai să vedem ce că mai fost banat zice ăsta. Test din diversitate. Eu pe 364, bun. Hai să vedem dacă găsim ceva, poate o să-l iau și la test din viitor după ce filmez. Pentru că... Așa. Pentru că nu vreau să-l iau pe filmare. Ia uite. Doi. Păi ei. Trage-mă ce fa... Doar. Nu are nimica. Adică face C-bug și C-shot. Nu e... Și-a ratat. Mult. Hai să vedem ce mai face. Mai stau așa vreun minut pe el. Poate se activează. Dacă ar mai fi membri din gangul rival. Da. Hai bă, belitule. Belit. O ieși săracu. Săracu merge. A intrat motanul aici. Hai bă, ce față are asta, zici că e copila aia, o pun în cap, îți dau. Hai mă, trage. Bă, cu rifle-ul de la distanța asta, 100% acuratețe, aproape oricine pasă de ea, pentru că rifle-ul are un recoil destul de bun. Și dacă stai pe loc și tragi într-o persoană, e clar că o să nimerești. Și persoana aia să stea pe loc, nu? Dacă nu stă pe loc și fuge și tu tragi în ea, stând pe loc, înseamnă că ai ceva de-a. Ah. 411 era... Da, din pista. Pă, se pare că o să...
Avem de așteptat că membrii Avispa sunt pe drum. Nasul că Avispa e tocmai în San Fierro. Și ajung greu. Mă rog, hai să vedem pe altcineva, să vedem de piții ăsta, zici, nu piții. Recon 63. Să vezi că și ăsta tot aici e bravo. Ah, reports. Să vedem mai ceva. Care va pe 36 și pe 63. Ah, este asta, ok, Recon. Observ. Pe cine eram înainte, că am uitat, băga mea și picioare. Pe... Reports. Ai, nu. Cineva și nu am nevoie de ajutor. Spune dreapta direct, Recon, pe problema pe report. Deci dacă vreți să dați report, spuneți direct problema, nu mai am nevoie de ajutor sau un admin teleportă la mine, vreau o conversație cu un admin sau ceva. Spuneți direct problema pe report și aia e. Bă, deci ăștia pe aici fac maraton. Nu mai vin odată ăia din Avispa pe aici, pe Turf. Da. Hai să vedem ce treabă. Este prietenul meu aici, Macaflow ăsta. Poate prin să-i dau word pentru abuz de animuri. Ce abuz asta, dar nu l-am prins pe filmare, treacu, dacă prindeam. Primea ori de mult, dar nu l-am prins. Am apăsat record exact când a căzut de pe clădire. Deci, când a căzut, adică, când a ajuns jos, pardon. A căzut și a aterizat gen. Opa, eu 408, Recon 408. A ieșit 408. Adi Gaming ăsta. Ba, no, 408, 0, reclam. Ce? LOL, bă! Nu, stați. Adi Gaming YouTube, dar stați să văd dacă mai intră, nu e mai tău. Adi Gaming. Da, când o să intre. 406 nickname. Da, hai că o să schimbăm repede nickname-ul ăsta. Recon 46. Reports. Deocamdată este în procesul de înregistrare, cred. Sau ce dracu face ăsta, are T-Sync. Este deja ăla, cum îl cheamă, Factions. Liderul Red Dragon, sau nu mai știu, nu era lider. Era în Red Dragon, ce, rang 6, cred. Ba, nu. Cum erau? 0. 5 nickname. Dar ia stați puțin să mă uit, că poate să nu-i fi dat ăla din Red Dragon. Știți ce zic, stați aici la ban list. Nu i-am dat ăla din... Așa, bun. Ăla din Red Dragon îl cheamă... Și este... Nu mai este, mă, ce pula, mă. Edu, nu? Cred. Ești, mă, bă. A, ba da, bă.
Ed. Cred că el era, nu? În fine. Hai că o să vedem. Da, mă. Așa. Bun. Suntem în joc. Hai să vedem. Blade. Ne punem pe cineva ca Zuto. Uite, mă, că l-a prins Draco pe AD Gaming ăsta. Azi bani jucătorul la care a făcut reclamă. Păi, eu trebuia să banez, dar faza e că... n-a prins dovadă clară să stau Recon pe el să facă reclamă și căcaturi de-astea. A făcut... nu... așa, m-am blocat. Recon 4506. Are 506, are Chris 506, Slayer 506. Bă, ce dracu? Ăsta are desync, kick 506, desync. Stați și. Da, are desync. Desync. Reports. Recon Mac. Mă pun pe 4, că poate... e ora 3. S-a terminat orul. Și a început altă, mă bănesc, nu? Sau... UNCSP HQ. Bă! Hai că episodul ăsta am dat și un ban. Trebuia să dau două, trebuia să-i dau și lui ăla care a făcut reclamă, dar... pana mea, n-am prins dovezi. A apărut doar în Warning Gen și... în fine, bă! Eu o să închid episodul aici. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like și pe cel de subscribe dacă sunteți noi. Săptămâna viitoare m-am gândit să fac așa câte un episod în fiecare zi de gameplay la War-uri. Ca să vedeți că cam cum își face treaba un admin la War-uri. Și sper să am noroc săptămâna viitoare la niște banuri în direct, așa mai banuri pentru ceva mai grav, nu pentru change nickname sau pula mea. În fine, cu voi a fost Adrian și let's play together. Baftă! I'm so in love with you.